nu au votat pentru mărirea prețului pe metru cub la apă, pentru că nu am găsit justificare și motivare. Cum bine știți, în foarte multe ședințe noi ne-am opus la multe lucruri și ne vom opune în continuare, iar la unele chiar ne-am abținut ca să nu fim chiar totdeauna gică contra, în sensul acesta. Cum vedeți scumpirea apei în actualele condiții la Mediaș? Un dezastru, pentru că această criză economică, criză politică, criză economică, a dus țara la sărăcie. 75% din populația României trăiește în sărăcie. Iar din datele băncii, din statisticile făcute, rezultă că anul acesta cei din mediul urban vor crește cu 10% în sărăcie peste cei din mediul rural.